Evenimentele organizate de Biserica Râul Iubirii din Comuna Bihoreană Ceica, sub genericul Cortul Întâlnirii, au rezultat în urma unor provocări prin care Dumnezeu a determinat Biserica să iasă cu Evanghelia în mijlocul oamenilor. De la început, aceste întâlniri s-au desfășurat pe amplasamentul pieței agroalimentare din localitate. Suntem pe locul unde e piața agroalimentară. Miercuri de miercuri aici se adună oamenii la târg. Și când Domnul ne-a vorbit să ieșim aici, chiar din prima dată când am venit, înainte să montăm cortul, ne-am rugat toată biserica, ne-am ținut de mâini și ne-am rugat toată biserica pentru că am crezut că Dumnezeu va face ceva lucruri spectaculoase aici. Anul acesta chiar am postit cu biserica, 3 zile am fost în post, în rugăciune, că Domnul ne-a dat o viziune specială să rupem legăturile, blestemele care sunt în și peste Ceica. Și anul acesta, timp de 3 zile, diversi vorbitori au împărtășit cuvântul lui Dumnezeu. Au fost mesaje despre mântuire, credință și vindecare. Știți de ce întârzie Iisus de multe ori să-ți dea un răspuns cu toate că l-ai chemat? Știi de ce întârzie? Pentru că El vrea ca împreună cu nevoia ta să mai satisfacă și nevoile altora. Aleluia. Și dacă în seara asta ești aici și ai zis: Doamne, știu că ești pentru mine, dar nu numai pentru mine. Lângă mine e cineva bolnav, Doamne, atinge-te și de el. Doamne, în seara asta e copiii mei, știu că-s pe drumuri, dar e cineva lângă mine care are copiii mai depravați ca ai mei. Te rog, vindecă și copiilor. Datoria noastră ca oameni și ca și copiii lui Dumnezeu este să spunem oamenilor, să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Atât putem noi face. Și Dumnezeu face partea Lui. Important este ca toate bisericile să facă întâlniri sub orice formă. Forma nu contează, ci cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să rămână neschimbat și care mulți s-au uitat de el. Mulți poate l-au dus la naftalină, dar a sosit momentul să ne întoarcem la valorile care ne identifică ca națiune. Suntem o națiune creștină, suntem o națiune binecuvântată. În cadrul întâlnirii de la cort au fost și momente de rugăciune personală și pentru țară, conducători și pentru trezirea spirituală din România. Am fost noi lumina pentru politicienii aia? Cum poate fi condusă țara aceasta dacă e condusă de politicieni blestemați, înjurați, huliți, în care tot răul vieții noastre îl punem pe seama lor? Nu! E pe umerii noștri! Noi suntem lumina lumii! Nu se lasă Domnul, pentru că El ne dă soluție la toate. Și atât de clar spune în 1 Timotei: vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Amin! Aleluia! Întâlnirea de evanghelizare în cort este o modalitate de a impacta populația și un mod de exprimare a libertății religioase. Lumea este parcă setat așa, biserica noastră, noi. Dar acolo noi nu avem o religie, nu avem o biserică. Acolo este, vine cei care îl iubesc pe Iisus, cei care vor să audă despre Iisus și Dumnezeu vorbește acolo. Având în vedere că este pe un teren public, într-un cort vin destul de mulți oameni, nu-i vede nimeni cum ar fi să iasă în evidență, oamenii vin mult mai ușor și au mai mult curaj parcă să vină să stea acolo să asculte cuvântul lui Domnului și asta este o oportunitate. Organizatorii evenimentului de la Ceica își doresc ca oamenii din comună și împrejurimi să aibă o întâlnire personală cu Dumnezeu, indiferent de confesiune. Cred că un ingredient, un condiment special care le aducem e mentalitatea asta a împărăției, faptul că se poate și altfel, se poate și în afara unei organizații, în afara unui cult deja cunoscut. Și aducem plusul ăsta poate chiar la țară, am fost chiar cumva criticat că de ce la țară, de ce la comună, că la oraș ar fi mai simplu, dar cred că Dumnezeu vrea să aducă și la sate mentalitatea aceasta a împărăției, că la urma urmei Dumnezeu este un Dumnezeu, cum zice Biblia, care lucrează totul și în toți, indiferent de organizații și de apartenența religioasă. Lucrarea Cortul Întâlnirii de la Ceica urmărește o reîntoarcere la originile biblice, atunci când Dumnezeu se arăta poporului Israel în cort.